vă recomandă Floramite 240SC. Doamne și domnilor, am revenit în direct. Discutam despre ce se întâmplă în momentul de față cu prețurile pentru cereale. Ne-a exemplificat domnul inginer Cioroianu câteva prețuri primite de la fermierii români. Ele nu sunt deloc mari, sunt dimpotrivă niște prețuri mici pentru momentul ăsta și pentru producția care se va obține la nivel național, dar încă nu se fac achiziții, am înțeles. Sunt sub semnul întrebării și fermierii probabil că mai așteaptă, dar sunt mulți nevoiți să vândă din capul locului pentru că n-au spații de depozitare, o altă problema noastră. Și au datorii, în primul rând, datoriile astea bat la ușă și nu-i păsuiște nimeni până în clipa de față. Spunea domnul Paraschiv de legea aceea antisecetă, numai că și aici știți cum e la noi, taberele astea politice vor să-și arate supremația care știe să dicteze, câștigă în ochii electoratului. Iată că nu știm ce se va întâmpla. E o lege, din punctul dumneavoastră de vedere, legea asta antisecetă bună, funcțională, aplicabilă sau aveți semne de întrebare? Acum să vă zic că la noi, culmea e că noi avem legi sau facem legi, dar după aia nu le aplicăm, nu le respectăm. La ora actuală, cel puțin Federația ProAgro, din care fac parte, președintele nostru m-a informat că împreună cu celelalte, cu LAPAR-ul, cu APPR-ul și cu CSV-ul, au negociat la minister despăgubirea fermierilor pentru perioada asta de secetă, care i-a afectat foarte mult pe grâuri și rapiță, triticale și măros și secar. Și spun că despăgubirea va fi la nivelul 200 de euro, maxim 1000 de lei pe hectar. Mă rog. Probabil că la rapiță va fi 1000 de lei, pentru că sunt cheltuieli mai mari. Nu comentez. Și că se va face rectificare de buget în care va fi prevăzută suma necesară, în jur de 250 de milioane de euro. Suprafața inventariată e în jur de 1.250.000 de hectare și că se va da ordonanță și după aia notificat Uniunea Europeană că este ajutor de stat în care să despăgubească fermierii. Spune că va dura această procedură cam până în luna august și cel mai sigur în luna septembrie fermierii ar primi aceste despăgubiri. Mă rog, și cu titlul să-și poată reîncepe ciclul de producție pentru producția viitoare, adică culturile de toamnă. Bun, dar acum haideți să facem și un alt fel de calcul. Am înțeles, 200 de euro, a recoltat, hai nu 1200 de kilograme, că să zicem 1500, 2000 cu 2000. Generozitate. Dacă are arendă de dat cel puțin 1000? 1000, sigur. Are 1000? Rămâne 1000. Are. Cam da, așa, asta e media. Așa, cam în jur de 1000. Da. Păi vă dați seama, nu. El dacă face 2000 de lei pe hectar, da? 2000 de kilograme, ori 750 tona, asta înseamnă... 1500. Da. 1500 de lei valoarea pe hectar. Dacă și numai arenda e în jur de 700-800 de lei. Deci mai rămân 750 de lei. Mai primește de la stat, să spunem... 1000. 1000. Treacă de la noi, ca să zic așa. 1700. 1700. Iar cheltuielile, la cât păi se cheltuielile ridică? Se duc la 2500-3000. 3000. Păi și mai e subvenția. Da. Asta mai e și subvenția, care înseamnă și asta în jur de, să zicem, 1000 de lei. Da. Până ia ziceți, că știi. Sau cât e? Hai e jur de 800, cam 800 de lei este subvenția. De lei. Suntem deci cam 2000, de cam 2500, cam, da. Cam da. Așa vin? Da. Și așa tu ai cheltuit? 3000. Minim 3000. Minim 3000, corect. Vă dați seama? E foarte greu. În să știți, domnul Paraschiv, da. Scuzați-mă că vă întrerupt,
ProAgro a cerut Ministerul Agriculturii 400 de euro cât au dat grecii la agricultorilor. Deși grecii nu e o țară cu agricultură dezvoltată, ei au măznit mai mult, iacătă din sărăcia lor și cea mai îndatorată țară din Uniunea Europeană, le-a dat 400 de euro. Iacătă cum să gândesc la oamenii care asigură pâinea. Ai noștri, dacă mâine ar fi, să zicem, o acțiune cu câinii, să dau bani pentru câini. Să dau bani pentru mistreți. Că uite, a spus dânsul mai devreme că și noi avem probleme având teren în zona Brăganului, să știți că mistreții fac ravagii. Vorba lui Muscă, sunt mai protejați, iacătă, dacă ei răspândesc pesta porcină, distrug și culturile. Știți cum? De mult. Le ia la rând porumbul, îl ia așa rând cu rând și de la semănat îți ia toate boabele la rând și după aia porumbul mazăre. Tot așa îi face, sorgul, tot la fel îi face. Nici nu știi, uite, Arion e imposibilitatea să facă rotația culturilor, că n-are cum. Nu poate să pună aceste culturi să le semne. Și nimeni nu ia măsuri, pentru că s-au mulțit, ăștia nu le dau să mănânce, ei spun că tot atât au efectivul, că nu vor să comunice efectivul corect, au de 3, 4, 5 ori mai mult decât efectivul și adu mâncare pentru efectivul ăla care îl comunică. Restul ăștia ne mâncă și vin și... Dar știți cum s-au adaptat? Te pândezi, vină până în fermă. Nu există, nu se poate. Am văzut la Arion, a filmat cu noaptea și era turmă de 40-50 de porci. O ia pe rând și până la capăt a scos, tot. Gata, nimic. Și după aia și în culturile grâu, râmă, când e mai umed. Mai în zonele umede unde găsește anumite, fac gropi aproape, să fie atent cu combina. Nu. Nimeni n-ai ce face, pentru că fondurile de vânătoare sunt proprietari cei mai puternici oameni, care, mă rog, organizează, aduc străini, e o afacere. Și, mă rog, și o distracție pentru ei. Pentru noi e... N-are curat să ia nimeni la întrebări, nu. Absolut nimeni, nici nu se discută, nu te întreabă, ci că să păzești. Cum să păzești, nu? Da, păzești. N-ai cum să păzești. Nimeni, degeaba să ducă fermierii noștri la Ministerul Pădurilor, că ei aparține. Nimeni. A ajuns să fie neglijat agricultorul care bagă bani să facă pâine pentru țară în detrimentul porcilor mistreți. Dar să vedeți, am văzut în Bărăgan cerbi din aia carpatini, că au adus și de aia și să-i înmulțească, am văzut la Borci. N-am văzut, am filmat. Știți cum distrugă aia cu coarnele? Am văzut în Olt, la Scornicești, am văzut la cineva în urmă cu vreo 2 ani. Am trecut efectiv lângă... Ei nu s-au sinchisit să dea la o parte, s-au umanizat, s-au deja, obișnuit cu... Și nu e să crezi stăpânii acelui loc, acelui teren, cum să spun, arealul lor e... Mulți au făcut accident noaptea, turma cu scroafa, cu porcii, a intrat direct în... Ei nu țin cont. Nu. Dacă eu aș intra pe proprietatea unui șef de stat de la o fond de vânătoare și m-aș duce cu niște animale, ce reacție crede că ți-ar? Păi până seara a doua zi acolo e poliție fără probleme. Nu, dar dacă ați împușcat să n-aveți permis de ăla sau sau să plătești, ce s-ar întâmpla? Atunci porcii lor, sau mă rog, cum distrug fără să nu se ia? Exact ce spunea domnul. De atâția ani se vorbește și vom vorbi și îi spune lăsați-i să vorbească că noi facem tot ce vrem, că nu are cine. Toate guvernele care s-au perindat au protejat fondurile de vânătoare, pentru că acolo se întâlnesc ei și liberali, și PSD-iști, și de toate culorile. Acolo își fac... Ce lasă, lăsați-mă, că noi ne vedem de treburile astea. Dacă ați vede ce e în Bărăgan, că e... Cum arată culturile astea de primăvară? Acum, la ora actuală, e bine. Și porumbul și floarea, a început floarea, deja i-a dat capitolul, înflorește. A venit cineva din Ialomița, a avut un ibrid la mine, a vrut să-l vadă, să pun acolo o pancardă și spunea că dacă vedeți de la Legliu în partea cealaltă, floarea mică. Deci sunt fermieri, colegi de-ai noștri, care au probleme și cu culturile de toamnă. Au, mai ales cu floarea. Vă dați seama, ne gândim ce se va întâmpla
Dom'le, este groază. Domnul Paraschiv, am vorbit înainte de a-și veni aici cu un domn fermier din zona Mizil. Și să vedeți ce experiment a făcut. Are sprață mare. A semănat floarea la timpul ei și restul n-a mai semănat. A văzut că e secetă, a zis, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Și floarea care a semănat-o ca și ceilalți fermieri a răsărit. Pe altă n-au semănat, au semănat-o mult mai târziu, a răsărit și pe aia. Normal că aia semănată mai devreme era mare și fratele lui spunea mereu, suntem de râsul râsurilor. Râd toți de noi, ce floare aia. Era logic că anul ăsta atât e că e și al lor mai mare. E datorită acestei secete, aia așa a rămas, el a semănat după celălaltă și când a răsărit, a prins ploi și a luat mersul, spune, am tulpinile ca pe mână. Da. Și făcea frate meu, bă, da, deștept ai fost. O experiență, dar nu știi dacă întotdeauna să se potrivește. Că nu întotdeauna, că noi știm, avem experiență și nu e epoca aia optimă care se zice să bate monedă pe ea, e cea mai bună. S-au schimbat lucrurile acum. S-au schimbat, schimbările astea climatice, clar că nu mai e nimic la fel. La culturile de primăvară, pericolul care ne paște și frica noastră este ca să nu înceapă acele temperaturi mari și arșițele. În momentul când i-a dat spicul la porumb, arșiții pericol să ducă la avortarea polenului și ne trezim cu... Domnul Paraschiv, fiți atenți aici. Eu sunt unul care întotdeauna m-am certat cu fermierii și eu. Că porumbul e o plantă rezistentă la secetă. Rețineți aici. O susțin indiferent și cu cercetători. De ce? Dacă respecti niște condiții. 1. Semănat în condiții optime. 2. Să-i asiguri de la semănat tot. Da? Sămânță de calitate, îngrășământ încorporat, sigur, acolo încorporat, 5 cm, da, lateral 5 cm mai semănat, alt. Da? Ierbicid să nu aibă concurență. Da? Da? Și rețineți, înainte de toate astea, cât mai puține treceri să nu iei apa din sol. Rețineți, v-am spus că avem teren în zona Grădiștei, 4.000 de hectare și niște fermieri de acolo, nu le dau numele, au scarificat din toamnă și au dat o singură trecere cu discul și au semănat în primăvară direct în acel teren care l-au pregătit din toamnă. Nu au vrut să deranjeze deloc, deși era teren de baltă, au semănat și chiar le-a mai rămas puțin pe aici, pe acolo, o sămânță de porumb. Știți cum e porumbul ăla? E poză. Asta spun și eu, așa poză arată. Și reține în condiții de neirigat. Da. Iertați-mă, 10 secunde de publicitate. Deocamdată. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres, aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Am revenit în direct, da. Acum Muscă, care, mă rog, e fermierul, să zicem, nostru. Domnul Dimitrie Muscă de la Curtici, ca să înțeleagă lumea, așa, că despre el facem vorbire. Da, Dimitrie Muscă, dacă sunt doi, sunt mai multe muște, ca să zic, glumesc. Dimitrie Muscă, nu întâmplător, zicea cu ceva ani în urmă, scarific aproape în fiecare. Dacă nu, odată la doi ani. Da, așa este. Nu întâmplător. Emil Dumitru, al nostru, care are și el o fermă medie. Emil Dumitru, anul trecut, îi spunea, mă, scarificăm fiecare an. A pus porumb cu arătură și porumb cu scarificat tot. Acolo unde era scarificat, a făcut 2 tone de porumb mai mult. Iacă-te tehnologia. Domne, scarificatorul are două avantaje enorme. 1. Bagă apă în sol și 2. Străpunge harpanul ăla ca să păstreze rădăcinile și apa. Sigur. Asta e rolul lui. Principal e să bage aer. Să știți că dacă nu bagă aer, pământul e tasat. Bacteriile aerobe, nu pătrund, deci sunt mai multe. Și apa, chiar dacă plouă, dar stă deasupra, se evaporă și nu s-a dus în sol, la rădăcini. Să știți că sunt zone în care plouă și zice, cum? Eu am văzut în zonă de Bărăgan, băltea apa și porumbul peste o săptămână suferea de secetă. La mine, experiența, adică și eu cred că mulți fermieri o fac, fertilizarea a doua cu prășit, cu organe active, care mai aruncă pământ
este mai mare când e porumbul și se dau drumul rădăcinile acelea, încă o serie de rădăcini adventive. Sunt adventive, le știu. Sigur, care ajută ajută mult pe planta de porumb. Domnul Parasiv, că n-am terminat tehnologia, da, scuzați-mă. Da. Acest fermier, de fapt sunt doi, nu le dau, sunt mari, am râs pentru că imediat, zic că în terenul ăla pregătit în toamnă fără să intervin, au semănat, i-au dat ierbicid total înainte și după aia și ierbicidul, știți dumneavoastră, sigur, ăsta preemergent. Și au dat după semănat cu acel îngrășământ lichid care se numește UAN, care este o combinație, are 32% între azotat și uree. Fantastic! 400 de litri din aia înnebunește porumb. Am auzit, da. 400 ori 32 se duce, vă dați seama unde se duce. Și care este imediat... Îngrășământul lichid e absorbit, spre deosebire, și e și mai ieftin. Da. E în jur de un leu, litru, față de îngrășământul solid ăsta care e cristalizat, da, granulat, pardon, sau cristalizat, care costă mai mult că... Până să, dacă nu vine ploaie, nu se solubilizează, sunt, da, multe. Sunt mai mulți factori și plus, acumularea, uitați că vorbind de tehnologie, foarte mult neglijează, chiar un agricultor iar foarte mare spunea, eu l-am întrebat dacă fertilizează ținând cont de pH-ul solului. Și a zis, Nelu, ai dreptate, mai prins descoperirea, nu fertilizez, dar ai dreptate. De ce? Dacă ai sol acid, asimilarea azotului, fosforului, potasiului, se face până la 50%. Vă dați seama, dai cu 100, se asimilează 50%. Da. Restul rămâne acolo, e pierdere. Azi că pierzi, acumulează planta și, știți ce e și mai rău? Se duce ăla care rămâne în sol cu apa, cu tot, se duce în stratul freatic și poluează cu nitrați acel strat freatic. Pierdem și otrăvim și apa. Ce lăsăm noi? Acidifiază solul. Dacă dai, mai rău acidifiază. Așa că nu înțeleg de ce mulți nu țin cont de... Și plus, nu mai zic, am văzut agricultori mari, nu fac acel studiu agrochimic. Cartare agrochimică. Nu-l fac. Să știi ce are acolo. Ce avem, sigur. În primul rând, vreau să vă întreb ceva. Ținând cont de tot contextul ăsta, de prețurile astea mici, producții limitate, ani grei, dificil, multe credite, multe datorii, ce se va întâmpla în perioada următoare cu cei care lucrează în agricultură? Pentru că sunt mulți care probabil cred că fermierii români o duc bine, că au o viață liniștită, tihnită, dar e departe de a fi adevărat lucrul ăsta. Ca și exploatații agricole, vedem că vin foarte mulți, mă rog, mulți fermieri din afara României să își deschidă afaceri aici, sub diferite tertipuri, fie parteneriate, firme, achiziționează, a apărut legea asta a vânzării terenurilor, care și asta e discutată și discutabilă din punctul unora de vedere. Ce se va întâmpla cu noi? Pentru că vorbim și de siguranța asta agroalimentară. Ne-am trezit acum în plină pandemie că dacă s-au închis granițele și ați văzut că circulația a fost o reală problemă pentru noi ca și cetățenii în perioada asta de stare de urgență, din punctul ăsta de vedere al siguranței agroalimentare, ce se va întâmpla dacă fermele românești sunt pe cale să închidă și nu știu dacă sunt șanse mari să supraviețuiască în condițiile astea, pentru că e clar că nu e simplu. Domnul Parasiv. Este foarte greu. Ceea ce spuneți este adevărat și ne gândim cu groază ce va urma până în toamnă. Mă întreb, totuși, sunt așa presiuni mari din afară încât fermierul român nu este ajutat? Deci până acum de ce se discută? Se discută doar de această despăgubire. Alte măsuri pentru ajutorarea fermierului român nu există. Și atunci, dacă vine un fermier din afară sau unul care vrea să investească în România, beneficiază în primul rând de credite cu dobânzi foarte mici de la el din țară, că l-ajută. Probabil statul respectiv are interesul la să plece și să deschide o afacere în afară. Producția poate după pământul românesc se va duce la ei la el în țară. Dar situația noastră nu știm ce se va întâmpla. Și eu mă întreb încă o dată, de ce nu se declară pentru județele calamitate, clar calamitate, starea de
calamitate în agricultură, care a fost afectată de județ, pentru că în momentul acela ne dă posibilitatea, generează o stare de urgență, stare de forță majoră, care ne ajută, ne ajută mult în raporturile cu bănci, cu de inputuri. Putem să spunem, stai domne, că am fost afectat, nu a fost o vina mea. Deci nu îmi plătesc că nu am de unde, că am și nu vreau. Nu plătesc că nu pot. Dacă statul nu vine ca un mediator între noi și restul, bănci și toate celelalte, ne va fi foarte greu. Foarte mulți s-ar putea să nu avem cu ce să spunească, să dă acei bani să ne reluăm activitate. Domnul Parasiu, ce sumă ați fi crezut dumneavoastră când destulează fermierul pentru a relua ciclul de producție? Eu nu vă spun, mi-aduc aminte din nou, dacă vă amintiți, de domnul Remeș. Știu. Și știu, 700 de lei despăgubire. Procentual cât însemna? Când 70%. 70%? Eu acum am înțeles că procentul e undeva la 40% din devizul făcut de cei de la ICDR. Am eu informații. Am înțeles, da. 40%. Deci de la 40 la 70 e o diferență aproape spus, domnul Ghinea, v-am spus că Arion Luproagro a propus 400 la ministru. N-a discutat. Păi acolo mergeam spre undeva, spre 60-70%. 400 de euro. Da. Era o sumă foarte bună. Pentru că și putea să pună condiții, că eu vă spun că am aflat, că deja la procesele astea verbale sau la aceste proceduri de a constata calamitățile au venit și din Timiș. Eu am coleg în Timiș, eu am făcut facultatea la Timișoara, care a spus așa, să le fie rușine. Deci au pierderi din cauza tehnologiei. Ei, păioasele, nu au avut suferință din cauza secetei. Să nu aruncăm acum, s-a găsit. Pentru că inițial se evaluase la maxim 1 milion de hectare. Ia câte sunt 1.250.000. Nu știu de ce nu înțeleg și chestia asta, pentru că Bărăganul e altceva. Cine nu înțelege Bărăganul, cum se spune în Bărăgan, vântul bate de două ori pe an, 6 luni de la est spre vest și 6 luni de la vest spre est. Așa că nu înțeleg. Și uite că mi-a spus Arion că de ce se întârzie despăgubirea. Zice că după ce s-a inventariat suprafața, s-a băgat în rectificarea bugetară suma necesară, 250 de milioane, și să dă ordonanța, să notifică că e ajutor de stat comisia și stă într-o lună de zile de comisia rezultat. Stă la comisie o lună de zile. În regulă, dar eu vă întreb altceva. Cu siguranță că la anul vom retrăi momentele astea. Nu mi le doresc, deci să ne înțelegem clar, nu îmi doresc eu, da? Istoria cam asta ne spune. Dacă avem o ciclicitate, se întâmplă. Noi la anul vom căuta tot așa să bâșbâim, să vedem cum îi despăgubim, când îi despăgubim. De ce nu avem, domnule, un cadru legal să știm? Domnule, e secetă, asta facem. Fondul mutual. Fondul mutual. Sau fondul de rezervă a guvernului pentru situații de calamitate. Asta ar fi. Adică pârghii avem, da? Topor Agro pornise acest fond mutual, dar mă rog. Mă rog, să vorbește de mult. Nu mai comentăm. Dar vreau să spun atunci cu domnul Remeș, Dumnezeu să-l odihnească, că au reușit să-l termine, pentru că ne-a salvat pe mulți fermieri. În afară de cei 700 de lei pentru despăgubire, s-a dat 500 de lei pentru reluarea ciclului de producție, domnule, care aveai voie bonuri valorice. Cumpărai motorină, îngrășăminte și semințe. Eu nu eram în Uniunea Europeană atunci. Știu. 2007 intrasem. Intrasem? Sigur, 2007. Da. S-a zbătut omul acesta. Bine, fusese ministrul finanțelor, păi și a știut de unde știa, să ia. Da, dar uitați, tot un guvern, tot liberali erau. Auziți? Da, vă să zic că s-au găsit banii atunci. S-au găsit, deși eram mai săraci. Da. Și acum nu. Era 1.200 de lei. Hai să o luăm așa, la 1.250.000, vă dați seama că nu trebuia mare lucru la 400 de euro. Erau 500 de milioane. Sigur. Practic se dubla suma. Se dubla suma, da. Bine. Domnilor, am ajuns la final, a trecut repede ora pe care am avut-o la dispoziție. Mulțumesc mult de tot pentru prezență. Cu cei care urmăresc Agricultura la Raport, mă revăd în câteva minute. Aici la masă vor veni alți invitați. Vom discuta multe subiecte interesante și de la această oră. Pauză și revenim.